Bine v-am regăsit, scumpii mei! Cum vă simți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă roșie sau albastră, albastră sau roșie sau le alegeți pe amândouă la dorința dumneavoastră. Vom deschide de pe 5, 6, 7 decembrie să vedem ce ne vezi ceștele voastre pentru aceste zile să dea Domnul să fie totul bine. Până vă alegeți ceașca, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele frumoase, într-adevăr sunt foarte încântată de mesajele voastre, dragii mei, să vă dea Domnul la toți, noroc în viață și tot ce vă doriți voi să știți. Haideți să deschidem prima ceașcă, să vedem ce ne zice ceașca de pe 5, 6, 7 decembrie, să dea Domnul să fie totul bine. Asta este prima ceașcă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Să dea Domnul să fie totul bine, să mă uit eu întâi ce este aici. Dragii mei, o să aveți noroc în dragoste, să știți de ce, pentru că aveți o persoană care este îndrăgostită de voi pe deascuns sau voi sunteți îndrăgostite de o persoană pe deascuns sau îndrăgostiți de o persoană pe deascuns și doriți ca această persoană sau voi să vă deschideți la această persoană sau acea altă persoană care este îndrăgostită de voi o să se deschid, vă deschidă și o să vă spună că vă iubește, să știți că această persoană într adevăr este o persoană foarte bună. Și aveți o iubire așa care prin secret, dragii mei, sau poate că sunteți de parte unul de altul și încă nu v-ați deschis dragostea, sau poate că vă întâlniți, sunteți împreună, dar încă nu a îndrăznit să vi se deschidă vouă sau voi să vă deschideți la această persoană, să știți că această persoană sau voi o să vă deschideți și să știți că Sentimentele voastre față unul de altul să știți că este aceleași sentimente de dragoste, dragi mei. Și tu îl iubești și ea, el te iubește, să știți că sentiment, sentimentele voastre sunt uh, aceleași și o să aveți o dragoste, o să aveți o relație foarte bună, pentru că, cum am zis, o să se deschidă voi sau voi o să vă deschideți și o să aveți o dragoste minunată. Aici este o lebădă care înotă pe apă, să știți că o să aveți noroc mare. Poate să fie la muncă, poate să fie financiar, poate să fie cu sănătate, dar să știți că aveți un noroc deschis pentru că această lebădă înnoată pe apă și vă arată drumul vostru drept. O să vedeți că o să aveți un noroc și asta pe voi o să vă bucure foarte mult. Zodia Scorpion, fiți atenți pentru că poate să vă nimeriți într-o ceartă și această ceartă să vă supere foarte mult. Poate să fie în casa voastră, poate să fie la locul de muncă, poate să fie în altă parte, dar aveți grijă, Zodia Scorpion, că o să vă nimeriți așa într-o ceartă, că nici voi nu o să știți ce să faceți și unde să fugiți, dar să știți că dacă vă nimeriți într-așa o ceartă, Îndepărtați-vă de această ceartă sau dacă cineva vă zice ceva, niciodată nu dați răspuns, mergeți mai departe pe drumul vostru pentru că dacă o să dați răspuns, o să, vă măriți, o să se mărească această ceartă, și această ceartă pe voi o să vă supere foarte mult să știți. Fiți atenți, nu vă băgați nici într-o ceartă, alergat și dacă vă nimeriți în așa certuri, îndepărtați-vă că pentru voi o să fie mai bine să știți. Litera A, D, S, V, N și M. Persoanele care sunteți cu aceste litere să știți că pentru voi tot așa vin vești minunate, poate să fie de la o muncă, poate să fie din altă parte. Dar să știți că aceste vești pentru voi sunt vești minunate, o să vă bucure foarte mult și o să se deschidă o pagină albă în calea voastră, o să vă prindă bine și cum, cum am zis, aceste vești o să prindă bine pentru voi, o să vă bucurați și o să fiți mai fericite sau mai fericiți. O să faceți cunoștință cu multă lume nouă pentru că aici văd că plecați într-o, mai știu eu, la o zi de naștere, la o nuntă, nu contează, dar să știți că aici văd așa o aglomerație și în această aglomerație o să faceți cunoștință cu persoane noi și aceste persoane noi pentru voi o să vă prindă foarte bine. Să știți că aceste persoane, patru persoane, o să vă facă un bine. O să poate să vă găsească un loc de muncă, poate să vă ajute financiar, poate să fie altceva, dar să știți că de la patru persoane o să aveți un ajutor. Poate să fie și familia voastră, poate să fie și din prietenii voștri, poate să fie și altcineva dar de la patru persoane o să aveți ajutor, și acest ajutor o să prindă, vă fie, prindă bine pentru voi, o să vă descărcați de problemele pe care le aveți acum în viața voastră, sau poate să vă nimeriți așa într-o greutate și această greutate acele persoane să vă ajute și o să vă prindă bine ajutorul lor, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Zodia Berbec. Vreau să vă zic să fiți, aveți grijă de stresul vostru, de nervii voștri, pentru că vă văd foarte stresați și, și, voi o să aveți probleme în casa voastră sau poate la muncă sau cu prietenii, pentru că sunteți foarte nervoși și asta nervii atacă lumea din jur, dragii mei. Să știți, vreau să vă zic să vă mai calmați, pentru că dacă nu o să vă calmați, viața voastră o să fie la ca un coșmar, să știți. Îndepărtați-vă de aceste stresuri pentru că dacă nu o să faceți acest lucru în jurul vostru nu o să mai rămâie nimeni dragii mei să știți cu sănătate aveți grijă de durerile de cap și durerile de dinți pentru că asta mi arată că durerile de dinți o să vă lovească la cap și o să aveți aceste probleme cu durere de cap și durerile de dinți să știți că în casa voastră încetul cu încetul a început să se încălzească acest soare să iasă soarele pe strada voastră cu copiii voștri cu familia voastră o să începeți să vă Înțelegeți și mai bine să știți că în casa voastră o să fie mai liniște pentru că și în casa voastră văd că intră multe persoane. Aceste persoane să știți că o să aveți o serbare, poate să fie o zi de naștere, poate să fie altceva. Să știți că în casa voastră tot așa intră multă lume și această lume pe voi o să vă bucure să știți. Poate să vă vină copiii, poate să vă vină nepoții din departare și asta pe voi să vă bucure foarte mult, dragii mei, să știți asta. Să dea Domnul să fie bine dorința voastră încă este în așteptare. Și uitați-vă, aici sunteți voi și aici de parcă este un telefon de casă, dragii mei. Să știți că în casa voastră va veni o, o veste și această veste pe voi o să vă bucure foarte mult. Această veste de mult timp o așteptați și în sfârșit vine la urechea și la ușa voastră și o să vă bucure foarte, foarte mult, să știți. Să vedem și ceașca albastră, ce ne va zice? veți vărsa lacrimi de fericire, cum am deschis lacrimile de fericire se revarsă în, în, în afară ce este, dragii mei, să știți că o să aveți o bucurie și o să vă plângeți de fericire, o să fie bine pentru voi. Persoanele care ați ales numărul 2 pe 5, 6 sau 7 decembrie, pe voi o să vă prin o să aveți așa o veselie și veți vărsa lacrimi de fericire. Aici văd o femeie cu părul lung, să știți că persoanele care sunteți așa înalte sau nu poate să fie așa sunteți cu părul lung. Vreau să vă zic că aveți și un copil în brațele voastre. Acest copil de parcă îl văd bolnav și de parcă o îmblați prin spitale. Mai știu, poate acest copil are așa o răceală sau ceva, dar vă văd cu acest copil la ușile de spital. Nu știu ce are, dar vreau să vă zic să nu vă îngrijorați. Acest copil se va vindeca pentru că, cum am zis, poate să fie o răceală, poate să fie o bronșită, poate să fie altceva. Se va vindeca persoanele care aveți copii, să știți, pentru că acum poate că sunteți așa ă, agitați pentru că acest copil este bolnav, stați liniștiți că o să fie totul bine, că steaua voastră strălucește și norocul este de partea voastră. Îngerii sunt de partea voastră, să știți. Nu vă îngrijorați că acest copil se va în și repede și o să se întoarcă înapoi la casa voastră, să știți. Sunteți în, în așa, într-o aglomerație, dragii mei, de parcă vă văd la locul de muncă, nu vă găsiți locul, vă duceți, veniți, așa nu știți ce să faceți, să-mi schimb locul de muncă, să nu-mi schimb <coughs> oare a, 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 șeful o să-mi mărească salariul, nu o să-mi mărească, așa sunteți în niște semne de întrebări, în niște gândiri, așa sunteți, lucrați într-o loc de muncă unde este foarte multă aglomerație, această aglomerație pe voi vă sufocă pentru că dimineața când ieșiți din casă, să știți că ieșiți așa cu o energie mare, dar când ajungeți la locul de muncă, parcă nu va ajunge răsuflare, parcă vine tot sperieții deasupra voastră. De ce? Pentru că acolo sunt foarte multe persoane care vă trimite negativitate. Negativitatea asta, cum să zic, acea persoană are o energie negativă deasupra ei și te sufocă și pe tine. Și de aia, în acea aglomerație, tu nu te simți bine niciodată, câteodată dorești mai, cât mai repede să ieși în acea aglomerație, de la acel loc de muncă, să te duci acasă și asta, când tu te duci acasă, te simți mai bine. În acea aglomerație, pe tine te sufocă, te apasă totul și nu vă simțiți bine în această aglomerație, dragii mei, pentru că, acum am zis, aceste persoane sunt foarte persoane negative și această negativitate vine deasupra voastră și pe voi tot vă atacă, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine, dar aveți foarte multe persoane negative din jurul vostru. Cifra 26. Persoanele care de la 26 de ani în sus sau de pe data 26 Decembrie o să fi, aveți așa un noroc, dragii mei, pentru că această cifră pentru voi este o cifră norocoasă, financiară, să știți, poate să fie um, anii voștri, poate să fie 26 decembrie, să știți că această dată pentru voi este norocoasă. Această cifră pentru voi este norocoasă, poate, dar să știți că este norocoasă financiar. În această zi poate să primiți bani. În această zi poate să jucați la lotul să câștigați. Să știți că această acest număr pentru voi este un număr norocos, să nu ziceți că nu v-am spus, încercați pe data de 26 decembrie să jucați la un loto și o să vedeți că o să treacă bani în mâinile voastre pentru că aceasta este un număr uh, norocos financiar, să știți asta. Să dea domnul să fie totul bine, dar această cifră îmi arată financiar că o să vă meargă foarte bine, să știți. Aveți foarte multe drumuri, vă duceți, veniți, vă duceți, veniți aceste drumuri, uh, unele sunt așa cu noroc, unele sunt fără noroc. De ce? Pentru că doriți să trageți un credit sau aveți o judecată sau aveți o judecată cu o moștenire. Mai știu poate doriți să luați un permis de conducere, nu vă merge bine. Poate că doriți să intrați la o școală, nu vă merge bine. Așa de parcă drumurile vi s-au blocat și nu vă merge bine, dar stați liniștiți că o să meargă bine. De ce vă zic aceste drumuri care nu sunt norocoase pentru voi? Este așa încă nu este timpul să intreți tu la acea școală, sau încă nu este timpul să primești tu acea permis de conducere. Să știți că toate lucrurile vor avea timpul lor și o să se împlinească în viața voastră. Încă puțină răbdare cu răbdarea o să treceți și marea scumpimei, să știți. Aveți o femeie bătrână în casa voastră care este bolnavă, sau poate că voi aveți grijă de o femeie bătrână bolnavă și această femeie, într-adevăr, este o femeie foarte bună. Să știți că de la această femeie foarte mult primiți rugăciunea ei și această femeie toată vremea se roagă pentru voi. Această femeie, să știți, când va deceda, o să vă lese o moștenire foarte mare. Poate să fie o străină, poate să fie din familia voastră, nu contează, dar să știți că această femeie bătrână care stă la pat și voi aveți grijă de această persoană, să știți că această persoană o să vă lese o moștenire și această moștenire o să vă prindă foarte, foarte bine. În casa voastră, să știți că între belșug, pentru că aici văd o mulțime de furnici, furnici asta înseamnă belșug, bani, să știți că asta o să vă prindă bine pentru voi În casa voastră încetul cu încetul se va schimba financiar, o să se schimbe belșugul, o să intre în casa voastră și asta o să vă prindă bine Pentru că într-adevăr aveți nevoie de bani, aveți nevoie de belșug și asta o să fie totul de partea voastră, să știți Cu sănătatea aveți grijă de rărunchi, dragii mei, de rinichi pentru că văd că poate unii să vărsați pietre de rărunghi sau de rinichi, cum mai ziceți, să știți că o să aveți probleme cu rinichii, aveți grijă că aceasta, poate că aveți această boală cu rinichii, poate că de mult timp vă chinuiți cu rinichii, să știți că o să vă iarăși o să vă lovească această durere, fiți atenți pentru că asta mi-arată că veți avea probleme de sănătate cu rinichii, scumpii mei, să știți. Să dea domnul să fie totul bine. Cum am zis, în casa voastră o să între belșug, o să între sănătate, o să între și bani și asta pe voi o să vă prindă bine, să știți. În afară de asta, în aceste zile 5, 6, 7 decembrie pentru voi o să fie cu bine, să știți. Să vedem. Și numărul 2, dorința încă este în așteptare. Uitați-vă, aici este un pom, dragii mei, să știți că deja o să începeți să culegeți roadele voastre și aici, iarăși, uitați-vă, o pereche, să știți că în casa voastră va intra liniște, pace și fericire și tot ce ți-ai dorit, visele tale se vor împlini pentru că tu deja, din acel pom, tot ce ți-ai dorit deja îți culegi roadele, dragi mei, fie financiar, fie dragoste, fie liniște, fie sănătate, tot ce ți-ai dorit o să aveți în casa voastră pentru că una, două, trei, o să între și trei sume de bani în casa voastră și asta pe voi o să vă bucure foarte mult pentru că aici două persoane vă îmbrățișați și vă pare bine de acești bani, dragii mei, să știți asta. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles pentru 5, 6, 7 decembrie, să dea Domnul să fie totul bine. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă, plină cu bani, plină cu noroc, plină cu sănătate, scumpii mei. Vă iubesc, aveți grijă de voi. La revedere!